totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, împărate ceresc, mângâietor de Duhul adevărului, care pretutindene și toate le plinești. Vistierul bunătăților, dăzătorul de viață, vine să așează între noi și ne curățește pe toate tineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne slavă pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră e toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și începe noi în ispită și le mântuiește de cel rău. Sfântului Duh, acum și curulea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, cel credincios în cuvintele Tale și nemincinos în făgăduințele Tale, care a dorit Sfinților Tăi mucenici a se nevoi cu nevoința cea bună și a săvârșit călătoria bunei credințe și a păzit credința adevărată în mărturisire. Însuși, Stăpâne Preasfinte, îmblânzește-te cu alor rugăciuni și nevoie nouă nevrednici robilor Tăi, avea împreună cu ei parte și moștenirea, făcându-ne noi următor lor, să ne vrenicim bunătății făgăduite lor. Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, au ne-a născut Fiului Tău cu care binecuvântat, Preasfântul bun de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre, Domnului, să le plecați! Preamărita Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De vreme ce s-au făcut părtași prâncii trupului și sângelui și același asemenea s-au împărtășit acelorași, ca prin moarte se surpe pe cela ce are stăpânirea morții, adică pe diavolule, și să izbăvească pre aceia care cu frica morții în toată viața erau supunși robiei. Nu prea îngeri cu adevărat au luat și sămânța lui Abraham au luat. Pentru acea dator era întru toate a se asemăna fraților, ca să fie milostiv și credincios arireu pentru cele ce sunt către Dumnezeu, ca să curățească păcatele poporului pentru ceea ce au pătimit însuși fiind ispitit. Poate și celor ce se ispită să le ajute. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Doamne,
Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șez în jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăți mare și apropiindu-se a zis: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te silești, te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul: Fericit este pântecele care te-a purtat și sânile care sub. Dar Iisus a răspuns: așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Pace cititorule! Să unge această sfântă biserică cu hrama dormirii Maicii Domnului, cu acest un de lemn sfințit, în numele Tatălui, Amin. Acum și cu via și vecii vecilor. Amin. Această sfântă biserică cu hramul adorimea Maicii Domnului, cu această apă sfințită, în numele Tatălui, Amin. Acum și cu via și miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Pentru preasfințitul episcopul nostru Vasile, pentru preasfințitul episcopul nostru Ioan Hrisanul, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește. Poporul român, drept credincios de pretutindeni și pentru armata țării noastre, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă, îți înălțeam Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe care eu le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Precum v-am spus vouă, oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine, iar eu le dau lor viață veșnică. Și Duhului Tău, toate le plinești, visterul bunătății nostru, dătătorul de viață,
Vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățești toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Împărate, celezi mângăitorile, Duhul adevărului care pretutindene și toate le împlinești. Viserul bunătăților, dătători de viață, vino bune și te într-o noi. Și ne curățește până de toată ținuținea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Mărire întru cei de sus Dumnezeu pe pământ, pace întru oameni bunăvoire. Mărire întru cei de sus Dumnezeu pe pământ, pace întru oameni bunăvoire. Mărire întru cei de sus Dumnezeu pe pământ, pace întru oameni bunăvoire. Binecuvântate Dumnezeu de acum, Dumnezeu să vă pomenească, să îndrepteze pașii spre soluția Dumnezeu. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, Preasfințitul episcopul nostru Vasile, pentru preasfințitul episcopul nostru Ioan, pentru frații noștri, preoți, ieromonahi, ierodiacon, diacon, monahi și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri, Domnului să ne rugăm! Doamne! De credeciosul popor român de pretutindeni, și pentru armata țării noastre, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru buna întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. De tone cazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miloiește-ne pre noi. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s-o dor.
toată mărirea, cinstea, închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar cum pururea și în vecii vecilor. Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră, Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți vineți pomenindu-o. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veacurile și veacurile pentru mântuirea ta. Făcut rob dreptății, omenește grăiesc pentru slăbiciunea trupului vostru, că precum v-ați făcut mădulările voastre roabe necurăției și fără de legii, spre fără de lege le-ați făcut. Așa acum faceți-vă mădulările voastre roabe dreptății spre simțire, căci când erați rob păcatului, erați slobozi de dreptate, care dar roadă ați avut atunci într-o acelea, iar acum vă rușinați. Că sfârșitul acelora este moartea, iar acum slobozindu-vă din păcat și făcându-vă robii lui Dumnezeu, aveți roada voastră spre sfințenie, iar sfârșitul viața veșnică. Pace ție, Sfințite, ci te voi.
și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru. Înțelepciune drept ascultă-mă Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Poruncește, preasfințite părinte, spre robul Dumnezeu, diaconul Mirun, ce se aduce spre a fi hirotonit întru preot. Dați-mi într-o parte. Dumnezeiescul har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește, hirotonește pe preacurat cu cernicul diacon Miron întru preot să ne rugăm la Domnului pentru dânsul. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule, cel fără de început și fără de sfârșit, ceea ce ești mai vechi decât toată făptura și ai cinstit cu numirea de preot pe cei ce ai învrednicit a slujit cu sfințenie în treapta aceasta, cuvântul adevărului tău, însuși stăpâne al tuturor și pe acesta care e binevoită să-i rotuni de mine, binevoiește să primească acest mare har al preoției, a Sfântului Duh în viață curată și credință nestrămutată. Arată-l de săvârșit rob, bine plăcându-ți în toate și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească, dărită lui de puterea ta cea mai înainte știutoare. Ca ta este stăpânirea, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Pentru robul Dumnezeu Miron, diaconul care acum să hirotonește preot și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni Dumnezeul nostru să-i dăriască lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule,
care ești mare în putere și neurmat în pricepere, minunată în sfaturi și mai presus decât fiii oamenilor. Însuți, Doamne, pe acesta pe care ai binevoit a intra în treapta preoției, umple-l de darul Sfântului Duh. Să se facă vrednic a sta fără prihană înaintea jertfelnicului tău și a propovădui Evanghelia împărăției tale. A lucra cu sfințenie cuvântul adevărului tău, a aduce daruri și jertfe duhovnicești, a noi pe poporul tău prin baia nașterii de-a doua, ca și el întâmpinând de-a doua venirea Domnului nostru Iisus Hristos, unul i-a născut fiului tău să primească plata bunei economii a cetei sale într-o mulțimea bunătății tale. Că s-a binecuvântat numele tău de mare cuvință, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Declarație. Subsemnatul Erdei Miron, candidat la preoție, declar înaintea lui Dumnezeu și a preasfințitului meu stăpân, doctor Ioan Crișanul, episcopul Oradiei, că dorind am învrednicit de darul preoției pentru Biserica Sfinții Arhangheli din parohia Episcopia Bihor, protopopiatul Oradia din eparhia Orăzii, voiesc a lucra numai pentru mântuirea sufletească a turmei duhovnicești încredințată mie. Voi îndrepta viața mea după învățăturile sfinte ale Evangheliei, ale sfinților apostoli, ale canoanelor și ale învățăturilor sfinților părinți ai Bisericii Ortodoxe. Nu voi uita niciodată cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie, fără prihană, bărbat al unei singure femei, triaz, întreg la minte, cucernic, iubitor de străini, învățător, nebețiv, negrabnic abate, neagonisitor de dobândă urâtă, ci blând, nesfatnic, neiubitor de argint, bine chivernisindu-și casa sa, prunci având ascultători cu toată cucernicia. Că de nu știe cineva să-și chivernicească casa sa, cum de biserica lui Dumnezeu va purta de grijă. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2 și până la 6. Declar în sfârșit că întru toate voi fi supus și ascultător chiriarhului meu, preasfințitului doctor Ioan Crișanul, episcopul Oradiei, și dispozițiilor privitoare la biserică și cler, ale Sfântului Sinod al Bisericii noastre autocefale ortodoxe române, precum și legilor statului român. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vrednic este! 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 Vrednic este!